Consilierul local Câmpinean, Fiorel Bondoc, și-a propus ca în acest an, 2014, să promoveze în legislativul local un proiect prin care se poate fi ridicat în oraș un monument al eroilor. Este un vis mai vechi al meu, promovarea unui proiect privind construirea unui monument al eroilor Câmpineni, începând cu războiul de independență și terminând cu eroii de la Revoluție. Acest proiect a mai fost inițiat, chiar eu l-am mai făcut într-un mandat până în anul 2006, dar din cauze chiar politice, pot să spun, nu s-a finalizat. Sper că în acest mandat să fie realizat acest monument. Proiectul este deja făcut și locația aleasă, Parcul Milia, mai rămân de realizat un studiu de fezabilitate, un concurs de creație arhitecturală și, bineînțeles, trebuie alocat un buget pentru această operă monumentală. Poate sunt un pic subiectiv, dacă fac parte din Asociația Națională Cultul Eroilor Filiala Câmpina, care are ca unul dintre obiective și, după cum îi spune și numele, elogiu adus eroilor cum parcul Milia intra anul acesta în renovare, este foarte posibil ca monumentul eroilor din Câmpina să fie ridicat.